mulțumesc mult Uniunii Europene, delegații Uniunii Europene și instituțiilor implementatoare, mă refer aici la PNUD Moldova și UNICEF Moldova, avem de realizat mai multe obiective de a dezvolta municipiul Cahul, de a moderniza municipiul Cahul, atât pe proiecte de infrastructură, cât și implicarea societății civile, implicarea comunității, asigurarea transparenței în toate proiectele care răspund de fapt așteptărilor comunității noastre. Este foarte important ca fiecare cetățean să-și aducă aportul în viața comunității, să se implice activ în viața comunității. Sigur că în municipiul Cahul, ca și peste tot, sunt foarte, foarte multe probleme. Dar dacă cetățeanul va pune umărul zi cu zi la soluționarea acestor probleme, vom avea un oraș prosper, un oraș european. Consultarea cetățenilor este un proces esențial într-o democrație. Evenimentele de la Cahul și Ungheni se înscriu în acest proces de consultare a cetățenilor pentru reabilitarea centrelor urbane. Aceste activități sunt parte a programului UE pentru Moldova, regiuni cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF. Programul își propune consolidarea capacităților autorităților publice locale, îmbunătățirea accesului la serviciile publice, dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă. Toate acestea sunt pentru a crește calitatea vieții cetățenilor în ambele regiuni.